Imediat în zonă au fost organizate filtre, iar la scurt timp a fost reținut un suspect. Acesta a fost prezentat instanței de judecată, iar în urma probelor administrate s-a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile. Facem verificări în continuare pentru identificarea celorlalte persoane participante la comiterea infracțiunii și pentru a recupera prejudiciul sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie și violare de domiciliu.